poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Propriu și la figurat. Interpreta Victoria Lungu a răspuns la cele mai provocatoare întrebări. Cum îl cheamă? Lăsați-l că el știe cum îl cheamă. Ea, ca să demonstreze că vine din popor, și-a schimbat meseria. Mai tare. Stați că mă pierd. Am bifat prezent la spectacolul de stand-up comedy al lui Andrei Bolocan. N-am nevoie de lumânări sau tort, am nevoie de altul corp ca să fac cu el sex de ziua din naștere. Și am dus coliva unui tânăr care se vede mare artist. Râsul fără măsură nu dăunează deloc sănătății. Tani, mi-ai trebuie, nia, muia, despacito, și spacito. N-am eu în seara asta, n-am dispoziții nici de cântat, nici de dansat, nici de jucat. Pasito, mamacito. Renica, dar și cu tine. Ei, da, și la tineriat și lid de azi. Dansează în loc și se întâmplă în țară. Jean, hei, alo! Ați închid amuș boxele. Mi-am mai scânt cu ista. Espați. Oameni, ești copii, ești amuabil. Pat, hei, așa este aici, de țic și lungi despacit-o. Opriți, mă rog eu, muzica asta, că ne-o distrabalați. Ia că și-a făcut și corniță. Ia că și l-a rugat, na. L-a rugat pe ista. Baitul Ionia din Mahala și elaltă, nu văd că nu vin. Florile pe masă, unde-s? A, de până nu-l. Dar și nu vezi unde-s florile? A, trebuie să vină. A, du și vezi, dacă vine și cheamă-l în coaș, pui florile, este aici. A, bun, hai că am riebdea. Hai riebdea, parcă ești la Verejeni, fat hăi, riebdea. Uof! În țara asta, tete mai ipidos, tete ipidos, fie că nu-i ca la oameni. Ia ca poftim și aieștia, o votat în Parlament votul mix, drag doamne. Și așa la noi în țară, ori noapte, ori în 4 minute, legea asta ați boțit-o, ați frecat-o și ați semnat-o. V-a fost mai indiferent de protestele oamenilor, că nu vor, dar nu. Normal că îi fac și ei și le place lor. Purcă și unde este. Și noi am murit de foame. Și nu-i drept oameni buni. Dacă și o lege, mai cum spus așa din Europa, că nu-ți poate și nu-i bună pentru țara asta, pentru piept ca azi din pământ. Nu, Iura, hai să mă întrești, amuș. Eu aici gândesc lucruri importante. Iura ce lipește, dar și lui într-un loc de votul mix. Eu înțeleg că i-a apărut în mie mix, dar poate să ai locul eu, poate. Wow, așa-i, mai oameni buni. Mâine, păi mâine ați dușim tăt și aș rămâi numai ăștia. Ori cu roșu, ori cu albastru măsii. 74 de deputați au votat în 4 minute. I-ați făcut ceva pentru popor. Trebuie să analizezi, să uite așa și dincolo și să uiți prin disupt. Dacă e pentru dânsii, îi poftim. E că nici nu știu ce să-i mai pun pe mâinile astea ca să apară amușul în emisie și să zic chiar că se... Dar și măi... Uop, doamne... Băi, ghirii, mă fășe mamea un cuc în păduri urlând și cântând. Dar și ea să-și chiripesc. Ei, las. Dar oricum îți frumușic. Tandor! Și? Tandor, dar băi de Leonea nu-i. Dar unde-i băi tu, Leonea? E la protest, cred că. Dar te-a luat la poartă, auzi, grești singur cu tine? Da, grăiesc cu morții, fat hei. Dar și cu tine. Scoate mai oamenii din casă, du-i la protez, vin, fac și își fac. Tu știi ce se întâmplă în țară, fat hei. Nu. O adus, mai autobuz, ia că ne-o chica și untura. Și râd. Ai zis, Iulie, ca mine, dacă așa e, dacă am proteză în gură și la dinții ăștia strari. Așa e care îl crește în pahar? Da, așa e că eu sunt noaptea în pahar și tu bei apă. A, nu, de acolo? De acolo, de acolo.
Zău, măi, mă duc să-mi spăl gura. Nu-ți spăl gula, gula, doamne, iartă, ne-i lasă. O adus, măi, cu autobusul, cu microbusul, cu tancul, cu vaporul. I-o adus, puteți, la protest. Măi, eu înțeleg, măi, că cu ziua costă 150 lei, dar și, măi, chiar pentru țara asta, 150 lei și al mai important? Du-și prășești, du-și culegi niște smorodi, măi, prășești niște malină? Nu! Mai gineșeți, măi, ca Matahala, voi că noi suntem pentru votul mixt. Da, Apașec, o făcut și asta, cum îl cheamă? Concert cu Dejai mai bine, știi și de-a Dejai mai bine... Acolo, de-aia mă ori să fac și o să ne călărească. Cum ori să vrei ei, bandiți, criminali, wow! Ia ca și bijuteriile ni se termină. Dar o fost fata asta mie, nu Jănica, că Jănica nu știe Chișinău. O fost la concertul ăsta, deja e mai bine. Și zic să vedem și noi și o fost acolo, poate... Ei, Dașo, e ca când vine vorba de colibă, uiți și de amar și de tăt, bună seara, dragii mei, iarăși eu, iarăși mă doare, iarăși mă frici, mă ustră, e că mi l-au ascuns. Ei, Janăci, ca schișe bântucurile. S-a început? Hai, vin și te așează și te uiți și tu ca să-ți placă. Deci s-a început? Treci aici ca să înșeapă. Și oara 8? E oara 8 și ieșiși, da, mă. Bună seara, dar ce-a spus? Poftii, oameni buni. Bună seara, prieteni, azi facem una. De când o speranță ne ține. Oamenii au râs cu lacrimi la spectacolul de stand-up comedy al lui Andrei Bolocan. Glumele piperate erau la ordinea serii. Fiecare politician a fost vizat, iar fostul prezentator Jurnal TV a făcut lumină în cele mai întunecate gânduri ale guvernanților. La 30 de ani, Andrei Bolocan și-a asigurat fanii că deja e mai bine, mai ales cu atâția oameni dragi care au venit să-l susțină. Eu vreau lumea să înțeleagă că ziua de 17 iulie nu este doar ziua Angelei Merkel, dar și ziua internațională lui Andrei Bolocan. Vin oameni din mai multe țări, vin oameni din Comrat. Da. A venit o doamnă, pretinde că e maică-mea, dar trebuie să testăm asta și vreau să mă fericit cu ocazia zilei mele. Dar nu, mă bucur că lumea se trage și anume pentru proiectul ăsta de schimbare a sistemului... A, nu, te iau că... Ok? Fata mami, azi am plinit 30 de ani. Fata mami... Chiar ca o fată au fost cu minte, ascultători, niciodată nu a ieșit din cuvântul meu. Ați vărsat o lacrimă de dimineață? Da, da. Eu personal astăzi sunt un simplu spectator. Eu habar nu am ce a pregătit Andrei pentru spectacolul de astăzi. Nu știu intenționat sau nu ce a pregătit el acolo, habar n-am, dar el nu m-a pus la curent cu ce a pregătit. Mai mult ca atât, anul trecut eu am fost foarte prezent în pregătiri. De data aceasta, el practic de toate s-a ocupat singur. Eu nu credeam primele mele cuvinte la un stand-up la Chișinău în fața unor oameni care tare mi-e doră să fie pasito, dar iată că s-a întâmplat. Bună seara, prieteni, bun găsit, vă mulțumesc că ați venit! Wow! Stați aleată! Hai, asta mai bine la urmă să fie. Hai să se întindem răzâna până la capăt, vă rog tare mult. L-a adus lumina în viața voastră, așa, măcar cu un pic de om. Cu certitudine îi dorim să nu sece sursa de lumină niciodată, ba din contra să se amplifice și să ne lumineze în continuare. Exact, chiar și floarea soarelui astăzi e special pentru noi. El spune, don't need candles or cake, just need your body to make birthday sex. N-am nevoie de lumânări sau tort, am nevoie de al tău corp ca să fac cu el sex de ziua din naștere. Sex de ziua din naștere. Bună seara, Nata. Aș faci și eu și eu sunt Nata, băi. Ai auzit Dora de dimineață până seara. Cânte, sex, astupă-ți urechile, că băiatul ăsta grăiește și trebuie și ei și nu asta trebuie. Asta e în engleză. În engleză, da. Asta e forța de frecare, învățat la fizică. Da. Băi, Andrușa, Apașei, deja e mai bine, de să zic mai la mulți ani, dar și-al mai tare și stimiez eu la tine cum faci cu limba. Grăiești o leac și faci... și îți susuc în gură și ai. Las că eu leac de afară. A fost evenimentul la teatru, la Ionescu. Dar dacă tot o veni vorba, mă scuzați, e ziua lui cu mătra
Ina, col mai siuc de la Glodieni. Azi? Trăiești, fată, că la mulți ani și sănătoasă și voioasă și să ai, cum spune, să ai de astea. Știi tu, la mulți ani și te iubesc, să vii la mine și îți dau și o bijuterie. Magnisam, să te îmbraci frumos, ca pe toate șansa ai să mănânci și tu o colijoară de la mine. Eu înțeleg, Inuta, suntem prieteni sau nu? Ea se îmbracă bine, dar cum o învață, ești de sus, dar cum așa, dragii mei? Ia ca, dacă tot am vrăit de colib, haideți să vedem dacă merită cineva săptămâna asta, dar cu siguranță merită o colibă gustoasă. Am pescuit noi niște ținute de astea frumoase. Ia. Așa, cu cine să înșepim? Așa, Anastasia Jantic, o băgat unghiile în lapte. Jantic. Vezi? Așa. Auzi, Jantic, e și în franceză îți vorbesc cu dânsa. Salopeta îmi place, e frumușică, părul trebuie un pic să-l prinzi, așa, semi-prins, că e prea mult negru și părul ăsta dat, parcă ești chiar... Dar să nu zic un cuvânt rău, machiajul frumos, îmi place natural. Te rog frumos, nu-mi place, mai oameni buni, mai eu înțeleg, vreți și-ți cât mai deosebiți. Dați cată unghiile și elea albi. Dați cu lapte, cu varcu și le-ai dat. Trebuie așa un roz, un nud și ceva, ca, știi ce înseamnă culoarea nudă? Alo, țara mie e un braț de lacuri. S-o găsesc, am... Nude, ia că asta, e, ca asta nu-i nude. Nude, ia că e ca nude, ia că e nude. O pus lapte. Eu la modă, mamă. Lapte, ești la modă, tăt. Fiediți că e bunișoară, îmi place în afară de unghi. Hai să trecem și la alta. E, până azi vii, Leonia, cu florile. Dar și nu a venit. Dar nu știi cu Dumnezeu, că tu s-o bat. Așa, și ne-i Stadinu Cornescu, dar și-ți scarchi mai un rieg și te ai, ai bubi acolo și faci. Iau și bărbiți frumoasă, are, vezi? Prima dată-l văd. Dar eu tot prima dată-l văd, nu știu, dar cântă, dă din chitară. Măi, la ținuta asta și nu-ți place, zic, uite așa, copchilaș. Ia uite, uite la pătura așa din jurul gâtului, oare nu? De ce-o pus pe microfon o bucă de haină? L-o îmbrăca și pe dânsul și știi... El e prea tare îmbrăcat. El nu destul s-o îmbrăcat, măi, pe dânsul, am îmbrăcat și microfonul, cum spune fata asta, spune bine, ia uite. Parcă-o pus doliul la microfon și... Eu înțeleg mai că jinsul, jinsofca, spune denim de asta. Denim, știi, denim, fata mamă. Dragii mei, dacă vedeți stofă de asta, e denim. Denim. Gata, hai că ai să uiți. Una peste alta, batista și aia, niezul vierii, pălărioara și piu și ala. Pantaloni suri, dar sus e albastru. Apoi e ca uiți, asta e combinație. Mai nici cromatic, nici stofă cu stofă, nu-mi place. În afară de chitară și de microfon. Hai, următorul. Așa. Fini. E câte o metă? Nata! Ia uite, băi, sandalele astea atât mici și mâca mea au avut. Îmi plac. Foarte bine le-ai combinat cu rochița asta. Gentuța. Dar gentuța croșetată din mâinile mele. I-am făcut-o cadou. Asta e? Da, ia uitați. Rochiți frumoase, cu bulini. Dar sandalele, Nata, te rog. Să mi le dai mie, că îmi plac și mă reprezintă. Bun machiaj natural, unghiile roșii și socursii și din dești. Ia ca și ceas sportiv. Măi, ceasul nu, dacă vrei. A, ăsta știi cât ai mâncat, cât ai slăgit, cât doare în pânci, e bune astea. Așa, frumos, bravo. Ar trebui matale de astea. Așa, e frumos, e un ceas așa mai elegant. Așa, hai să leșim la alta, că bine. Da. Vezi, o venit din fundul lumii, știi, și ei. Da. Așa, și de următoarea. Și de asta? Eu știu. Cutarul? A, Iuliana, măi, fata, soța ea lui Pașa Parfini. Dar știi, și ei vedetă. Ai, normal, dacă te măriți cu o vedetă sau cu un vedet, da. Vedetă e la gen feminin, dar vedetă la gen masculin. Dacă ești și tu vedetă. Dacă ești măriți cu Lozanciuc, apoi și ești tu vedetă. Jana Lozanciuc de buric. De buric? Da, familia ta, nu? Așa. Mă-mi plac sandăluțele, iar unghiile roșii. Vă rog, vara, nu purtați, băi, unghii roșii. Vă rog, frumos. Luați-le toamnă sau primăvara. Gentuța, îmi place foarte mult clanțugul ăsta de lega câinile, dar stă bine. Părul frumos, natural, e ca așa. În afară de unghii. Să-mi caz, băi, tăci, s-o înțeles. Să mă fac îmbărțișoare, pantaloni alb și unghii roșii. Așa, hai să trecem și la următoarea. Sau și ni următoare. Iectele, of, măi. Pavel. E Pavel, dar nu-i stratana ăsta. No. Nici Pavel Turcu. Nu. No. Așa. Așa, și are aici cămeșuică. Iau și gheți frumușele are. Mi-mi place.
Ciorap, sper că i-ai, măi, de ăștia așa cum e la moda, mu. E bine îmbrăcat, nu-i cu multe, știi cum spune, o încărcat ținută, binișor. Da. Are și șersel în urechile, floricele. Dacă îi place. Dar unii văd flori. Da, de acolo, ei, florile astea sunt așa, de, ca să combine. Să combine cu cămeșuica. Numai că trebuie să iau cămeșuica, măi pășunea, măi. Eu cămeșă, măi, scurt, bătem ca ai să aduci, a... Scat. Ahoi. Și? Ahoi. Hai, te rog eu frumos, ia, și șez în cameră. Să văd cui cu Olivioara. Gata, cu Olivioara am ușa să o dăm. Hai. Și crezi că numai tu cui cu Olivioara? Oamenii și aia că te uit la dânși, care stau în fața noastră și se uită și se întreabă, oare șini, oare cui? Cui cu Olivia? Să o prinească, să o prinească. Eu vreau să ghicesc. Vei să ghicești? Hai, lasă ghicitoarea. Deci ghicitoarea mea, foaie verde, bob, năut, tare îmi place, să mă... Năut? Da. Să mă ud. Ia ca să mă hai și ne uda, oameni buni. Ei au deschis spectacolul de stand-up comedy al lui Andrei Bolocan, iar cei prezenți au scăldat în aplauze. Totuși, solistul trupei Six Roads a călcat pe bec la capitolul vestimentație și s-a ales cu o colivă de toată frumusețea. Am aflat din surse sigure că au o repetiție, așa că mergem să le dăm premiul. Scuzați-mă, eu v-am adus o colivă, dar mai exact ți-am adus o ție, pentru că ai fost tu solistul trupe, ai călcat pe bec la capitolul vestimentație și vreau să-ți explic și de ce. E această colivă, dar să ne ridicăm în picioare. Dora la noi este o doamnă foarte exigentă, mai ales când vine vorba de vestimentație. A spus că nu s-a ocupat deloc pantalonii scurți pe care i-a avut, cu cămașa tot din jeans și cu... basmaua asta, pentru că ea altfel n-a putut-o numi. Cum argumentezi această alegere a ei? Inițial noi ne-am gândit să luăm vestimentație, să fim toți îmbrăcați în negru. Dar din motiv că n-am reușit să facem sau în cecul, deja cum eram îmbrăcați, așa am ieșit la concert și am... Da, a fost foarte spontan și noi nici n-am reușit să ne îmbrăcăm normal. Asta a fost. Noi suntem atât de necunoscuți și atât de tineri, cum că copii care fac primii pași, să spunem. Noi nu ne considerăm încă artiști. Wow, suntem departe de artiști. Când a născut trupa voastră? 2 ani în urmă, dar noi lucrăm mai mult la sunet, adică încă nu suntem gata pentru scenă. Bun, uite, această colivă este pentru tine. Vreau să o păstrez. Ea este gătit cu foarte, foarte mult. Mauzoleu. Spune-mi, te rog, dacă te-a supărat acest gest a Dorei. Nu, deloc nu. Sincer, nu. Eu o să o păstrez ca amintire, dacă e posibil, da? Asta e colivă de Nicu Țărnă încă, da? Dora, de fiecare dată gătești colivă proaspătă. Noi pe Dora o urmărim și suntem mândri că la noi, în Republica Moldova, este așa show și, nu știu, sper să prospere. Ei, măi băiete, lângă tine aș prospera eu o leacă, dar și-mi fac. Dacă mă închis în perieță, ești așa de aici. Ia uite cum, s-a oprit cadrul, vezi cu limba afară. Frumos, așa? Stai, amuși, vin să aude ceva. Unde? Hai, du și vezi. Măi, băiței, dragul chiochi, eu înțeleg că se că vedeți tineriei, frumușei, dar au spus că dacă o meritat colivă, o e. O ieși încă să o pui în mauzoleu și vrei să o îngheți. Ai grijă să nu prindă mușigai. Dacă... Și cu tine, Jana. Și a venit o vinei cu cățea. Și nu a venit? O vinei cu cățea. Uite așa, și cu animă, ce-a, eu l-am dus. Dar și-i jiu? E îmbrăcat. Păi, dar auzi, Adrianușca, eu am chemat alte, eu interpretă, nu am chemat cățeaua asta. Adrianușca? Dar Adrianușca s-a dus. Ia, eu, și dă-i, ia, cuțuia mea la mine, mai coași. Ia, dă-i, cuțu. Vele, eu am ușa, mușta, așa. Yeah, și mai lingi. Ai buna, Sara, du-o. Ia, e că, dragii mei, vreau să vă zic, n-am invitat eu câinișorul ăsta în rochiță, dar am invitat-o pe irepetabila, cum o cheamă, Victoria Lungu. Bună seara! Au și ea urită. Vreau să te spui. Bună seara, cum mă întreb. La mine, știi? De bine, când ne miști. E că fac cunoștință, ei Jenica. Da, o știu. Jana, las câinii, eu, știu, eu știu pe Jana și eu de asta, de asta și-am luat-o pe Laila, pentru că se zice... Si joa și mi-e pică, n-are și fa, așa ești joa. E loc, Batali. Zici că atunci când vine Victoria Lungă, te intră Laila și după aia vin și eu. Laila o cheamă. Laila, păi nu vede... Dar așa câinii au o sfurită din oraș, că el nu știe mușcă și faci. Da, ea linge toată lumea. Ia linge. Jenica, s-o prima mușcă oamenii, este să ne zicăm cu Laila. Câinilor, Jana. Auzi, e cu tău.
Tu te-ai 17 ani. Genuția, dar tu te-ai uitat că e îmbrăcată în ie semnată și a avut o ședință foto. Tu uite că e cu corp popular. Cum adică e, dar și, e un fel de țărâncuță, da? Da, ia, păi nu. Ia uite. E Coliva, nu prinit-o. Apropo, dacă tot găim de Coliva, e prinit-o. E hrănit câinile sau nu cu dânsa? Da, eu am fost prima care am mâncat. Apropo, ai fost Coliva. Prima, ești ușoar la mână, cred. Am văzut eu, cred că s-a dus Coliva la toată lumea. Hai, Laila, hai la mâncă încoa și numai să nu mă mușc. Mie îmi plac, de fapt, pe ăștia, mai dulei. Laila, Vâliu, hai, eu ești frumos, că of, nu, e foarte prietenoasă. Ia, și uite. Te pupă. O, nu mă aligi, că mă mușc. Asta înseamnă că ea te pupă, înseamnă că e plăcut de... Că dacă îi place de cineva, ea se îmbrață. Dacă îi place, fuge. Tu i-a dus crinișorul ăsta să mă faci mai bună, așa, să mă joc cu dânsul și nu și urea. Dacă știi, eu am, de când tot urmăresc emisiunile Dora Show, stau cu gura așa cascată și de întotdeauna mă gândesc, măi, dar dacă mi se oprește gura... Doamne, te riești, că ai zânghit și mai și nouă, nu trebuie, gura e ca așa, o lipsă. Dănica, ia te rog să fac asta de aici, că Laila, hai duci te joacă. Nu, să... Dar te rog, ai grijă să nu duc la BIM ca să o înghit tot cu rochii, hai, Laila. Ia cășoleacă. Hai el își te joacă. El distrează. Nu, el se așează. Acum aș stă liniște. Gata, stai jos, mama. Ia uitați-mă aici frumos, s-a combinat Laila și cu Laila 2. Și cu Jana. Jeanica, hai du-ți, te rog eu, și vedeți ceva de mâncare la femeia asta cu Laila. Ne gândeam să aducem ție o colivă, să știi. Dar nici nu i-a dus. Câteva zile la rând, tot umblam prin oraș și căutam niște grâu. Și mă gândeam, măi, când vin trebuie să fac o colivă cum o fac eu. Ca să te învăț, iată, la anima, apropo, ia la anima tali. Ia uite, cum la anima tali. Câți ani ai trăit și nu știi să faci o colivă? Vă faci așa de tare că avem să-mi strâng dință. Și apropo, că dință mi se natural, nu am nici unul pus. N-am înțeles, adică tu fii venit la mine în misiune să mă ocărești cu nu-ți gospodin. Când mi-ai dat o singură colivă și de atunci nu mi-ai dat niciuna. Dar las că mai urmează și... Dar vreau una cu bomboane din asta, așa cu caramel. Mi-mi place cu caramel, cu bomboane, cu un pic de miere. Dar tu erai bomboana de colivă, draga mea. Când știți mai mult caramel. Dar ce ai luat, mă mănânc pe mine? Dar numai așa, Laila, mă, că să te lig o leacă. Laila, așa mă lin. Te lige? Dar unde te lige, Laila? Laila, mă lige pe unde nimerești ea. Lailuța, ai grijă, nu și eu obraznică. Nu, e miroase tot, mă, de unde să mă lasă aici. Apropo, am auzit că dacă câinii vin lângă tine, înseamnă că ești om bun. Ei, vezi, o vii din prima la mine, dar tu spui că se reie și grăiesc mult. Ce mai faci, Victorița? Hai, să lăsăm și lăile, să lăsăm cățelile să ducă la câini și noi... Și mai faci? Oh, ce fac? Cum în plină vară muncesc și eu filmez videoclipuri care le reușesc, care nu le reușesc. A, filmez un videoclip nou? Acum filmez un videoclip nou. Deja mă și supăr pentru că nu se reușește să-l lansez până în august și mă gândeam să fie lansat în luna august. Dar dacă e, toate lucrurile le face Valeria acolo în România. Aha, și da, ea depinde. În videoclip tot apar cu coroană în cap? Așa, nu, eu nu apar în videoclip. În videoclip va apărea doar Valeria. E ceva care nu vreau să deschid prea mult în paranteze. Nu, eu nu-ți dau voie să te duci de aici. Iura, ia și închide poarta și Laila. Și dă cheie lui Laila. Dă cheie lui Laila să o înghită. Nu, măcar și ava, spune-mi, te rog frumos, că eu nu pot. N-am spus dormi la noaptea, să-mi tremuri și mâinile. Na, păi îți dai seama, dacă este de vină, este vara și este din proiectul Vichelu. Na, vezi că în Vichelu eu sunt foarte sexy și foarte deosebită. Și așa. Acolo, evident că cam așa va fi. Ceva foarte sexy, ceva foarte aprins. Dacă foarte... sexy și aprins, și nu e ca eu să am o fată, ca mie încă e, n-ar e formile astea, dar... Nu vrei să vă îmbraci? Filmează asta, Valeria, da. Valeria. Dar și cum v-ați amândouă îmbrăcate în costum? Să vadă, să vă invidiez oameni. Ia uitați-vă și mamă și fată. Păi lasă-vă să vedeți. Sau aici o lecție, că dar nu trebuie. Stai așa, Matale, dacă ești bătrână, vede că nu ai răbdare. La bătrâneță dăm cu răbdare. Of, la bătrâneță știi la noi, dar mă așteptăm, poate veni, nu moartea. Unul mai tinerel și mai frumușel, așa, să te gâdele noaptea când nu-ți vine. Să mă lingă ca și Laila, știi, of, îmi plac. Și, au venit florile, așa, ei. Mai Leonia, măi, dar poți să vii și mâine. Hai, pune-le aici, frumușel. Dar e frumos vecinul ăsta vostru. E frumos, dacă am uleacă. Tinerel? N-are dință, la cu eu ce avem atâția vicini. Ei, lasă, dar are flori bune, măcar florile să fie bune. Frumoase, Ladu, hai, măcar ceva să aibă bun, dacă are ceva bun, atunci e bine. Frumos, așa, hai, ești cosmetica.
Dar ia uite ce se combină aici. Dar la mie tot, la mie tot e pa feng shui, știi? Și este Laila dușă vopsești, stai buzile lui Laila. Da, apropo, unghiile trebuie să vopsești, că eu vară îi vopsesc unghiile. Mă scuz, Ulea, că am reușit ca așa la perete. Am videoclip, dar unde o să filmează? În Moldova? România, în România se va filma. Dar cum de mai câtăți interpreți din la noi să filmează la Orhiei Vechi? Păi, dar i-am filmat la Orhiei Vechi, am filmat câteva videoclipuri de muzică populară. Așa. Și după aia am mai filmat și pe la alte locații foarte frumoase. O să iasă și videoclipurile astea, pentru că noi depindem de regizori. Ei filmează, după aia trebuie să stăm, legem imaginile, după aia îți place ceva, nu-ți place, iar mai mergi, mai filmezi. Îți dai seama, e soare, e chestii din asta. Eu sunt mai pretențioasă, sunt mai năgățoasă așa de felul meu. Așa. Și îți dai seama, pentru că am lucrat foarte mult la album și mi-am dorit să iasă ceva frumos. Oricum nu prea a ieșit toate lucrurile cum mi-am dorit eu, dar videoclipurile trebuie să le filmez și îți dai seama, aștepți vara, ai prea mult soare, te zgârâie asta greu pe la coate, că eu vara filmez mai mult prin greu, pe floarea soarelui. Chiar dacă în România, dar oricum în greu filmați, da? Nu, asta de muzică populară. Asta e, dar mai în greu, mai face altceva, Matale, stai că dai greșit. Mie îmi place și în greu și în baie, numai vișnea, sunt de la... Dar v-am înțeles că l-ai pe Leonea, care... Dar ăsta nu poate nică, el îi da mâi jăblit, el numai flori aduce. Păi el dinți n-are, dar după tot, să înțeleg că l-ai încercat deja. Dar în România, fata îți filmează? În România filmăm De vină este vara. De vină e vara, așa da, e... Da, pentru că e de vină, ia, că uite, noi ne dezbrăcăm mai mult, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Așa. Ea va fi în rolul principal cu cineva de acolo, cu un actor de acolo. Sper să iasă ceva frumos, personal să va filma. E că vreau să zic o chestie importantă și la oamenii noștri care așteaptă, oare la ce profesii te-am provocat eu? Deci ne-au atunci pe fata unul singură, amândouă îmbrăcați frumos într-un tractoraș, vă duci și îți faci așa un moment. Să știi, vreau să-ți spun o chestie. Valeria este o fetiță care face absolut toate, pentru că a crescut la țară. Când era maică mea, Dumnezeu să o ierte, ea cea tot. A mâns vaca, a tăiat capul la urață. Da. Tu ești de asta rând? Da. Nu, mama o punea. Mama o punea la tot, să speile, să facă mâncare, să ducă cu capra de vale, să meargă la prășit, că ea avea cam vreo 6 anișori și eu o telefonam dimineața și îmi făceam griji, știi, ora 6 încă nu este nimeni. Mama spune, păi, dar noi de la 5 dimineața așa suntem pe dealul mare. Adică... Nu, mamă, e copilul pe dealul mare. Păi, dar lasă-o să învețe, că omul trebuie să muncească. Care dar, om, e copil? Cum altfel? Să învețe, dar eu... Da, și să știi că a mulți vaca, a penit rața, a făcut, ea știe să facă absolut tot. Și de prășit, și la speculă și tot. Fata știe, dar ea că văd că Matale cam o lecție că e chiulit tot la lucru. Că am văzut că ea nu mai ai pus și în paie, te-ai culcat și ai putut și să-și fumat. Dar nu, eu așteptam, nu știu ce pe acolo. Apropo, nici nu știam unde mă duce, pentru că eram atât de curioasă. Dar normal, dar cum știi? Asta e surpriză? Și când am văzut la anul de greu, îți dai seama ceva care m-a dus acasă. Apropo, în greu e culies vreodată? Îmi pare rău. Când m-am dus, nu era niciun bărbat. Când drejea să mă duc... Cum era primarul și dădeai la dânsul? Cum? Nu, la primarul. Dragii mei, haideți să nu grăim noi așa a ploaie și voi nu știți vorba. Bagi gânzanii, văd că la lume se crede că eu cu primarul, nu știu ce. Dar lasă dacă te val eu mie, nici o problemă. Hai să vedem. Pe Victoria Lungu pe un teren agricol și am provocat-o să-și schimbe meseria. A venit la interviu chitită și pe tocuri. N-avea de unde ști că din artistă se va transforma în tractoristă. Bună ziua! Mă, eu nu știu ce aveți voi de făcut acolo, dar mie mi-e mai bine să stau așa, uite așa. Vedeți că nici n-a început să lucreze și deja stă, da? Păi nu, că așa, dar stai că acum e, cât e ceasul? Acum e prânzul, acum, domn primar. Da, acum e jumătate la 10, eu credeam, bună ziua. Bună ziua. Pietru. Doamna Petrov, eu astăzi vreau să vă rog să fiți cât mai sever, pentru că ea este începătoare, dar totuși să o puneți la treabă, să știi cum se muncește la țară. Eu știu, draga mea, stai liniștită, că eu am trăit la țară, am mers la seclă, la strâns tutun, am mers pe tractor, nu știu ce fel de tractor o să mă duce acum, dar să știi că eu am mers pe tractor. Domn Petru, dar ce fac cu tractorul ăsta? Stai, Matale, lângă mine aici. Dar cu ăsta ce faci? Asta e remorca care tare greu. Aha. Domn Petru, mă dați pe mâna la altul? Așa, la ușor? Lui, dar nu mă sui el. Aoleu. Stați așa. Asta schimb vitezele. Asta e așa. Viteză. Așa. Aia asta e depăsat accelerator. Așa. Da. Asta e frână. Asta e frână. Da. Aha. Și aici e...
limba ruză zici să pierd ei lufta. Asta când schimb viteză, nu? Da, da. Așa. Am? Așa, ca să mă duc bine. Eu am învățat cândva, când eram la școală, țin minte că am avut câteva ore. Bine, că era din asta un tractoraș mai micuț. Ce da. Fac acum? Trebuie să-l porbiți sau... Așa? Hai. Așa? Da, da. Să-l porbiți. Ura! Da. Așa. Păsați piciorul. Așa. Până la capăt? Așa. Asta ce-i? E tot... Asta la femeie îi stă bine. Da. Știți că e chiar așa de greu. Dar nu, pe mine știți ce mă deranjează vuietul ăsta care e toată ziua așa? Când mergeți acasă și vă culcați, nu mă, sună. Ce-am făcut? Da, drumul, la ghidon. M-a speriat. La ghidon în partea asta. La ghidon în partea, iată, da. Ia să fie, după aceea încolo. A, și deodată dau în, în da, tractor, da? Apăsați pe, pe accelerator. Acum? Da, pe accelerator. Pe ăsta? Da, apasă mai tare, mai tare. Stați că eu mă pierd, mai eu tare, credeți că știu că aici așa de multe. Mai tare. Încă? Da, mai tare. Dar nu merge. E doar, dar trebuie, tot ce vrem, deci nu staționeze bomba, copii. Așa nu mai câștigat, mai. Da? Da. Eu pur și simplu am impresia că el nu merge mai repede decât am apăs eu. Contează viteza cu care mergeți sau cu cât nu, mai... Nu, decât dacă aici ne arată pierderea, deci pierderea. E de pustimă până la prima linie, dar noi încă mai jos o lăsăm, strângem pâinea cu trebuie. Pietru! Da, pe combaina asta e de mai mare dragul să lucrez. Ia-o, mă, și-a venit prânzul? Da. Eu dacă știam unde vin, luam și eu de acasă, că am și brânză de casă, am și colac. Cum s-a descurcat Victoria Lungu? A făcut față? Da, au făcut față de la noi la lucru când se vine fără tocuri la încălțăminte. Trebuie cu niște cipici, altfel nu se primește. Pe bun acum am zis, serios, chiar vin. Vreau să vin într-o zi așa să vă ajut, la orice am zis. Și vă cânt, și vă... dar mă îmbrac așa. Dar voi am cânt, cânt, că așa cum mâncați voi. Păi dar cum, să cine mai cânt cu gura plină? Mine mama mea m-a învățat că da e iem, ia gluhin iem. Mamă, ce aș mânca eu o bucată de ceapă? Și ceapa să rupi. Știu, da. Nu chip. Da, dacă mă pup până seara cu cineva, domnul Petru. Pe pământul ăsta stăm, noi de aici nu plecăm. Aici viața e frumoasă, pentru că la noi e acasă. Ia că așez și mă uit eu, draga mea, că anul ăsta nu mai murim de foame. E strâns grâu frumușel. Am văzut că mai mult cu cântatul decât cu lucratul. Nu, nu, să știi că cam greu venit cântatul. Eu mă apucam de cântat acolo în tractor, dacă n-am văzut că mă încurc cu toate schimburile astea de viteză, am zis, mamă, las că mă dau pe mâna. Eu înțeleg că când conduci o mașină de asta ușurică, ei, pot cu tocuri, dar cum mai conduci tractorul cu tocuri? Dar nu am știut, îi ziceam acum lui Adriana, că zic, dacă știam unde merg, îmi luam niște ghetuțe, am vrut să-mi scot sandalele într-un moment. Dar discuți trebuie păi și... Păi da, dar ia încearcă matale, să te duci acolo să vezi cum e. Hai să vezi, că dacă îți scoți până mâine nu mai mergi, ajungeai la spital. Și după aia... Apropo, vreau să-ți zic, dar cine era... Apropo, eu am o pincuță acasă și mă gândeam, dacă îmi dădea macar prin cap, luam niște o pincuță. Sau așa. Eu știu ceva așa. Dar trebuie să te șerpi, că cam... Și... Și Ișoana cu tine. Adună grâul care l-a strâns. Adună noi. Adună grâul și faci. Nică. Cum nică? Și cu tine, fată, că ești stresat, că tremuri. Au pierdut pui la țară. Și ai pățit, Ișoana, zi. Nică. Cum nică dacă boșești? Ce ai pățit? Nică, jurul ăsta nu-i. Unii Laila? Unii Laila, fată, că-i? Nu știu unde. Ia duci, vezi, nu luăm încă bim. Du-te la bim, repede. Dar dacă luăm încă bim? Crezi că e vreo bucat de carne? Vezi acolo, am câine din mahală, că nu știu, unii Laila, unii Laila... Dar e cu unii el?
Și el, sau el la câine, da? Dacă dar e 3 metri. Ani eu pun o lată. N-are treabă, dar nu vezi că este cât o femeie așa și un bărbat așa și o femeie așa. Da, e la, la unde e cu asta? Și te-ai mânțănit cu Bim sau nu? Vezi că e satisfăcută. E satisfăcută, îi place, dă din coadă. Hai să lăsăm pe Laila, că noroc că ai adus-o. Bim, e flământ. Dă-i pași ca să o mănânci, ține acolo frumos. Este? Du-o încolo, este, este, gata. O mâncat împreună, cred că. Da, ne jucăm de a grădiniță. Lasă-o aici, lasă-o să stai aici. Gata, lasă-o că ea stă foarte cu minte aici. Leila, hai stai aici. Și vreau să te întreb, dacă tot îți plac cânișori, când erai micuț, tot aveai cânișori, te jucai cu psicile. Să știți, iau, să, știi, la mine, să știi că acasă aveam foarte mulți câini. Niciodată n-am înțeles-o pe mama mea. Așa? Și aveam foarte multe pisici. Tata mea o striga la maică mea. Hai că ne-ai făcut nuntă de căței. De căței și de cățele, așa? Și aveam din totdeauna. Fiecare de noi aveam câte un câine, fiecare de noi aveam câte o mâță, fiecare de noi aveam câte un iepure, câte un cucoș. Câte... Ia, scuz-mă că te întrerup la matal. Ia uite-o. Ia câte o Victoria. Câte anișoare vei? Cred că vreo 6 anișori, mă. 5 poate, nu știu. Da. Eram la grădiniță. Tata mă tundea pe mine, tata mă tundea cu foarfece de asta de la fermiță. Da, da, cum? Sau de mare care de tuns oile. Nu știu, oile. Dar iau-te, colițucai cam, nița cum se cheamă, hopuri. Păi da, de asta zic eu. Stai liniștit că căutam o poză în care tatăl meu într-un an, cred că eram eu în clasa a treia, mă ras pe cap. Vale, eu am păduchi. Da, am avut păduchi. Și vezi, și eu că s-am avut. Ascultă-mă, aveam un păr, uite, așa mare, mare. Și pentru că toată venea odată la nu știu câte luni și ne controla. Dar noi, eu am trăit pe malul râului Răut. Și eu tot. Ia uite, suntem surori. Mi-au spălat așa și apă. Și apă așa e tare, ne spăla când blam, vineam acasă, că așa e cu un cap. Cu cap plin de păduchi, lindim. Și nu numai eu, dar tot satul așa era. Și evident că mama sărmana stătea cu benzină, cu gaz. S-a dat foc cu benzină. Sode de spalat, că așa spunea pe atunci. Și în momentul când joat seama că părul meu este prea lung, o zis că s-au otunci. Mi-a strâns părul așa. Așa sus? Nu, și a tăiat așa părul și eu aveam așa un cap, știi, ca un arici. Dar ești frumos, vostru păduchieni. Nu, că nu era toată lumea cu păduchi. Erau numai vreo 2-3 care aveam păr lung. Eu vin de satul Grinăuț. Din Grinăuț, păduchieni. Dar să știți că atunci fetele purtau gâțe lungi. Da, dar la modă, știi? Și era o chestie, nu știu de ce, că să ajungem noi copii fiind niște, nu știam chestiile astea, adică de ce ar trebui să ne rifice, să uite la noi. Evident că aveam un păr lung atât de frumos. Două cosițe așa împletite în afară. Da, și din păcate așa s-a întâmplat că tatăl meu m-a ras pe cap și uitați-vă, de atunci eu m-am făcut și cu un păr și mai Dar oricum îl boiești să-l faci și chiar îi mulțumesc lui taică meu că m-a ras pe cap. Aici a clasa cât? Asta cred că eram ucitinița pierva mea, cred că în clasa întâi era. Da, doamna și profesoară? Prima mea profesoară, da, de clasele primare. Ce mă e? Ea și chipsul Doamna Lidia, doamna Lidia Lesco. Doamna Lidia, întâi să vedeți Doamna Lidia, da, să știți că eu am mai filmat de la jurnal, am filmat emisiunea unde a fost la mine în sat și m-am întâlnit. Și mai la tine? Vrea apă. Și să știi că eu m-am mai țin de tradiții și merg, și merg acasă. Leiluța, da, mama, ce vrea să dea la apă de acolo? Important să nu facă vreun... Și vreau să zic o chestie, că sunt foarte fericită și foarte mândră că în satul cel meu mă leagă foarte multe tradiții, pentru că foarte multe lucruri le-am învățat. Am mers pentru că se făceau pe atunci șezători și toți copiii erau pe la șezători, pe la cercul dramatic, multe lucruri. Acum ce nu mai este în sat? Așa e, schimbă timpurile. Ia uite, aici au alt post, dar e că, ia asta uite atent. Așa, asta ești tu, așa? E că eu am să mă ridic să vadă și telespectatorii. Care, ia uitați-vă, dragii mei, care e Victoria Lungă? Asta e că te obdeți? Sau asta? Și mi-i fățuc asta? Tot eu, care făceam poze, ia să mă trimit vouă. Dar și mie asta. Nu, care barbă. Ia uite, e că nasul, ochii și au barbă. E vreun călugăr, vreau și ei ăsta. Serios, și ne-i ăsta? Păi, cred că, nu știu, vreo mumii pe acolo. Asta e efect de asta când apare noaptea la 12 și noaptea apare te odihanii de asta și să fac fotografia. Uite, și-aș frumusă, că serioasă. Ei, băut apă.
și că nu vrei. Nu, 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 ea nu face în casă. A, nu face, ei, da? Nu, ea este învățat, ea e învățat. Așa, mai este o fotografie ceva din amintei, dacă nu treci mai departe. Foarte multe fotografii am avut, să știți că pe mine... O, dar asta și mie. Asta tot sunt eu. Tot cred ești că, tu, dar și parcă ești un băițel aici. Păi da, ba, după... Așa, după pădui, cred că. Nu, 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 bine, am avut pădui toată viața. Eu, dar eu am avut de clasa întâia până la noua. Păi și dacă îți spălai păr o dată în an, cred că... Știi, și îl spălam cu de-asta cu, cum se cheamă, șenușă. Că e bună. Pe mine tare mă interesează, interesant, acum la țară mai există așa ceva? Pentru că eu știu că atunci era un lucru care toată lumea trecea. Toți copiii noi stăteam în rând, parcă avea impresia că eram la... Da? Era, eu era am avut așa un păduc, eu trei din clasa întâi până a doua, unul singur în cap, te trăie de acum. Venica la mine azi inspirație. Și-l punea înapoi. Așa câți anișoare vei aici? Tot la fel, cred că prin clasa 8-a, 9-a mă gândesc eu. A 8-a, 9-a, așa-i? Da, 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 da. Ia, dar aici, aici deja ei, eram... Ei, dar aici ești, dar aici eram, nu, aici eram, cred că aveam vreo... Aici, eram studentă. Aici, student, te întâlneai cu cine, cu culoul, nu-i asta sau cine? Nu, aici eu eram deja, o purtam pe Valerica în burtică. A, aici eram deja însărcinat. Bun, aici, și... dar erai îmblată, cum, adică ai fost nu, în oraș. Nu, nu eram îmblată, eram iubită. Iubită, așa, e... Îmblă vaca la... Îmblată, îmbli pe la Chișinău, te mai duci până la Orhiei, dacă vrei, pe la Bălți, la Ier. Dar nu prinzi gravid așa pe drumul. Dar nu, dar fi... Fatima Talet s-a întâmplat, dar la mine... O, la mine primii doi așa au fost, dar am pe următorii nici nu mai țin minte. O, peste și mie, soțul Matali. Aici era, da. Pe Rubin. Dar și... Eu am ales poza asta, știi de ce am ales poza asta? Pentru că l-am văzut pe el cât era, câți ani ai, îți închipui că este aici? El și eu. Aici da. După, mă uit după, după război era. După omuleanul ăsta, cam e până la război, așa o lepțică. Dar și tu aici ești focoas, tet, parcă ești un da, foc. Da, aici era acum 10 ani, cred că mai mult. Da, era la nunta lui Costea și Corina Țepeș. A, a fost în perechi sau a fost separat? Nu, nu, nu. Ești invitat la un dans? Andrei era moderator. Andrei era moderator, dar noi am furat mirele. Pentru prima dată în viață am furat mirele de la nuntă. Și ați făcut? Ați îmblat la dâns sau nu prea? Nu, nu, că era Ileana Gheorghiță, Ileana era cumblată. Dar stă în asta, în culoarea roșie. Văd că aici ești blond, ești roșie. Ai făcut multe experimente la capitolul ăsta. Păi, da, la vârsta mea, dai seama că... Ia ca uit, poftim. Da, de toate. De toate. Ia uite, mă, e ca Victoria Lungu, aici cu părul roșu ca foc, parcă-i perdica mie, dar nici nu seamnă cu tine. Dar mă gândeam că aveai nevoie de perdică, puteai să iei părul meu. Da, așa, părul mergem noi departe, blondă, așa, un fel de nisipiu. Stai bine, blondă, aici și mergi. Asta-i părul meu natural. Asta-i părul natural. Ia uși frumos să-ți stă. Da, da, da. Îmi place așa, uite, și machiaj frumos. Păi după roșcată, uite, am fost așa, părul meu natural, da. Șatenă. Și după aia chiar nu am mai vrut să fiu nici într-un fel. Am zis că o să rămân șatenă în felul meu, cum îmi place mie. Și ești blond acum. Da, oamenii care mi-au vrut bine au zis, măi, Victoria, trebuie să te mai schimbi. Pentru că... Și vreau să-ți spun o chestie. Schimbările astea vin după niște lucruri foarte importante din viața mea. Când se întâmpla să-mi pierd pe cineva, mama, tata, eu imediat schimbam așa, absolut tot. Înseamnă că la fiecare schimbare de păr se întâmpla știi, așa. Da, și așa. Nu bine, dar ceva foarte rău. Eu de exemplu, dimitic, așa... Și așa, și așa, mor. Dar dacă șoarele s-o băgaș, s-o lăsat acolo. Uite, măi, ei și ești de frumos. Așa, câți ani aveai? Asta acum e un an de zile. Sau ăsta e Photoshop, că aici ești perfect, mă uit, ia uita. Păi și acum sunt perfecte dacă te uiți la mai, mine. Mai perfectă decât mine, nu, scuze-mă, te rog, dar eu aici pot să mă bat cu mine. Eu nu mă pun cu suta mea tale de ani. Da, bine, ia că stai bine și aici, șerșeiuș, îți stai ghine în culoarea asta, e ca naturală. Aici era mult mai serioasă. Așa și eu mai rămas, am roșu, o fost, multe, multe, dacă eu am sute și mii de poze, sute și mii de poze. Am ales și noi chiar să vedem, apropo, care este Victoria Lungu, asta cu părul roșu, nu, asta e perucă, se vede. Nu-i perucă, e părul meu. Hai. Tot ai văzut de la jurnal. Ei, dar stă cum tot... stăi, am ui alâs la ea. Păi exact același lucru, să știi că eu atât de mult m-am supărat când mi-a făcut iarăși bretonul ăsta, pentru că eu aveam breton toată viața și mi-am crescut părul, uite cum eram șaten acolo, și când am avut o nouă schimbare, mi-am făcut bretonul ăsta și eram să o bat pe tipa de acolo și mă bucur că n-am bătut, era să mă ajutat. Da, e în chipul săraca, măi, dacă o bătei, doamne, dar vreau să te întreb, cum simți tu mai bine, blondă, roșcată, blunietă, cu breton, ciolc, cum se zice, sau... Victoria, cum e sunt în apii
Cine e Victoria Lungu? Să știi că pentru mine contează foarte mult timpul, anotimpul, ziua, lucrurile care mi se întâmplă în viața mea. Dacă am momente foarte, foarte frumoase, atunci eu mă simt, oricum, pot să fiu în pielea goală, prins părul. Of, mult de acasă ori vrei să te vadă cu pielea goală, te rog, nu ne-i provoca, cam ușa să-i pot lega. Zic acasă, acum zic de vorbele de acasă. Sunt momente când pot să fiu, mi se întâmplă ceva foarte grav și atunci, indiferent, cum n-aș arăta și cât far n-aș pune pe mine, mă simt nașpa atât. Vreau să te întreb o chestie importantă. Da, fanii, oamenii care te apreciază, cum te vor lui pe tine? Roșii, roșcată, blondă? Toată lumea îmi spune după like-urile de Facebook, de exemplu. Da, toată lumea, chiar dacă merg, mă întâlnesc cu cineva, îmi spune mie, vai, dar eu vă țin minte roșcată. Eu zic, păi n-am mai fost de acum 10 ani de zile. Da, dar trebuie să vă faceți roșcată. Și eu am zis că fiecare categorie de vârstă cred că are atuul, pentru că atunci aveam nevoie de foarte multă atenție. Atunci eram după divorț, atunci aveam nevoie să ies din starea cea grea care era la mine. Așa? Și singură pe mine mă împingeam, așa, hai la deal. Dar vreau să te întreb, am înțeles că la părul ăsta roșu îi dau mai multe like-uri, dar ți-i legătura cu dânșii? Le răspunzi la mesaj, la fan? Foarte rar, foarte puține ori. Dar zici că ei trebuie să aibă întrebări la matali și trebuie să le răspunzi. Păi bine, eu mai... 10 de ani am avut manageri care se ocupau de chestia pagina mea de Facebook, ei răspundeau la mesaje. Acum când n-am mai rămas momentul ăsta că să mai iau vreo pe cineva. Mai plătești pe cineva? Ai spus că am să mă uit eu. Și când m-am uitat am avut mesaje de acum 5-6 ani de zile. Apoi ia ca la mesajele și ele care n-ai dat răspuns la bărbat și ea, ia ca ai zis da, ia uite. Op. Victoria, cum ai devenit așa de celebră? Și eu zis... Eu, sincer, nu mă simt celebră, absolut, nici pe secundă. Așa? Nu știu, eu cred că trebuie să muncești foarte mulți ani, poate dacă să ajung... Ce înseamnă celebru? Un om pe care îl recunoaște fiecare, care îi cântă melodiile, care zice, o cunosc, îmi place, e Victoria Lungu, e artista mea preferată. Eu cred că asta înseamnă acest lucru. Oamenii care, și eu consider că un artist, poți să-i zici artist, din momentul când el are... În palmaresul sau măcar două șlagăre, două piese pe care sunt fredonate, cântate. Pentru că mulți artiști la noi se consideră, eu sunt mare artist. Și n-au niciun șlagăr. Dar ce cântă fata asta? Ce cântă fata asta? Păi nu știu. Aha, bun. Și sunt unele lucruri care mie mi se pară absurde. Hai să vedem următoarea întrebare. Victoria, de ce te machiezi așa? Ai vreun scop oarecare? De ce te machiezi în genie? Să știi că eu ziua nu mă machiez absolut deloc, nu pun foarte. Apropo, în emisii machiată destul de natural, îmi place, da, bravo. Da, nu, eu pun un pic de fond de tână așa, ca să, că îți dai seama, sunt femeie până la urmă și sunt artist și vin la o emisiune, e un respect pentru cel care m-a invitat. Și mă strădui așa să fiu foarte, foarte... Să știi că unghii nu am mai purtat, cred că, de ceva ani. Le-ai pus special că vin la mine în emisiune. Da, le-am pus în special pentru că știam că o să te uiți la unghiile mele acolo, acolo. Și după asta ai să le scot? Și după aia le scot. Hai să vedem următoarea întrebare. Când ai avut prima dată sex? E ca întrebare de om normal, nu... Deși te machiezi, deși... Eu prefer să nu răspund la această întrebare, pentru că este o întrebare intimă și vreau să vă zic un lucru. Eu m-am pupat prima oară, cred că când eram în clasa 8-a. Și unde? Unde a fost locul? La tabără, primul... Cum îl cheamă? Lăsați-l, că el știe cum îl cheamă. El știe, așa nu mai rostim, ok. Da, pupat am înțeles, da? Pupat din asta așa de pupat. Bine, eu eram deja... Nu, pupat, așa, un fel de... prietenesc. Ca cu lubașul, nu vorbim de. Salut. Așa, da. Așa. Dar vreau să vă zic că fiind de modă, tradiție veche, atunci când m-am pupat prima oară, am mers la o prietenă și am spus, eu cred că am rămas gravidă. Uof, cu Valerica! Uof, Doamne, băi! Înainte, dacă te pupai, auzi, Janica, să nu te put ca păi sprinzi... Na, atunci nu știai tu, nu se vedea, nu se asculta. Foarte frumos te-ai schimbat la răspuns, dă răspunsul. Când... Eram studentă deja, eram mare, aveam 20 și ceva de ani. Tu uite, și să nu zici. Următoarea întrebare? Victoria, ai vrea să ieși cu mine la o cină? Hai să o luăm pe bune acum. Dacă domnul este un fan al meu și dacă îmi cunoaște piesele mele și dacă mă urmărește și dacă îi face plăcere odată în viață să iasă la o cină cu mine, să știi că pentru respectul lui față de mine, pentru dragostea lui ca admirator, aș face-o. De ce nu? Pentru că depinde ce are el în mintea lui.
Eu am foarte multe oferte din asta pe Facebook. Dar nu, normal și, că nu ești. Și îți dai seama că blochezi imediat omul, pentru că mă uit câteodată să salută cineva. Înainte eram foarte receptivă, răspundeam, mai vorbeam și mi-am dat seama că oamenii nu te iau ca artist, dar te iau ca femeie și atunci e mai ușor să-i blochezi din start. Îi pui bloc și gata. Exact. Așa fac și eu, numai că la mine nu prea din propuneri să mă scoat la cină, la prânz, la... Nu, să știi că avem bădăran de toată mâna. Mai avem o întrebare? Doamne, câți bărbați ai avut până acum? Și eu zis? Câți bărbați am avut eu până acum? Eu cred că nici el nu știe de ce a întrebat asta. Dar el nu știe, v-am zis și cu viața lui, Matinca. Eu vreau să vă zic un lucru, că nu contează ce ai avut în viața ta, contează pe cine ai iubit cu adevărat. Și eu pot să fiu fericită că am iubit în viața mea și sper să mă iubesc adevărat odată, mă gândesc eu, pentru că... Scuze-mă, așa e un moment de ăsta mai melancolic, trebuie o vioară să cânti. Acum ești singură sau nu? Da, sunt singură de 5 ani. Dar cum poți? Eu, de exemplu, stau două nopți singură și nu pot. Fă sport, mergi la yoga, trezește-te dimineața, citește foarte mult, cântă, să ai concerte câte le am eu, nu-ți chestii din asta. Așa. Și atunci, dacă îți umple timpul, nu mai ai momente să te gândești la vreo nebunie. Așa. Pentru că noi știi că ne gândim la nebunie. Doamne, s-a pornit! Stai un pic să zic ceva. O femeie când urmărește vreun film de dragoste, porno. Atunci e să... Na, porno. Ia tima tale la vârsta matale și îți vin cap. Hai să vedem ultima întrebare și gata. Au te apraudă botox cu bă? Ai botox în buză? Nu. Eu să știi că asta a fost cea mai mare nebunie a mea, că eu când venisem în oraș aveam buzele foarte mari, de la exact cum și Valeria. Și așa? Dacă îmi puneam un pic de ruj, aveam buzele foarte mari. Și toată lumea, mamă, dar și buzată. Nu, de adevăr, ai o gură frumoasă. Da, și atunci eu, îți dai seama că tot timpul mi era așa jenă. Acum s-a întors timpurile. Lumea își dorește buze mari, așa că eu mă bucur că acum se întreb. Își fac, își bagă injecții. Acum mă bucur că sunt exact acolo unde trebuie. Janica, adă și microfonul, că femeia asta îți vrei să cânte o leacă, nu numai de grăia. Hai, adă-l încoașă. Dar de unde știi că vreau să cânt? Ce, mi-ați băgat de băut de mâncat ca să-și vă gândi? Înțeleg. Așa e la mine, la emisiune, vii, grăim. Eu când vin la nunt, îmi pune de mâncat, îmi pune de băut și după ce mai cânt. Dar după ce ai scânt, azi mâncăm, că am făcut sarmale și am făcut vreo leacă de mâncare. Am făcut gălășie, ați auzit? Eu am făcut ceva. E faci mâncare. Te-am provocat, dragii noștri, am provocat-o de Victoria Lungu. Scânte un cântic frumos, ai să te uiți acolo în față și ai să-ți dai seama și piesa ai pentru tine. Dacă vrei poți să te deșinchișoai, dacă nu așudem așa ca da. Croștili. Nu. Uite că acolo e textul. Normal că nu suntem e la băută. E textul acolo. E aici, că nu, da? Acolo, în față acolo. Asta apare textul. Dar voi, dragii mei, stai să văd ce să-mi puneți acum. E secret, dacă spunem acum, ies în ireasă ziua da, bună. Dar eu cred că v-ați uitat la mine pe Facebook ce-mi place și ce-mi da. place. 2, 3, 1 și start! Și? A, apropo, să știi că piesa asta o cântam când eram studentă. Dacă aveți, te-am simțit. Wow! Tu-ți lunga ta, eu de lungă. Da, n-am mai gândit. 4! Et je rêve avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi j'ai quoi de ce qu'il dit. Les chances qui m'enchaînent, le rêve qu'il veut pédir, c'est comme les bons moments, c'est fun tout bien quand il pleut. Je me raconte des histoires, et t'écoute à me savoir, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Meme ca moi, dacă nu l-am cântat mult. Da, te-ai furcat, mai departe, hai. Et poate brûle dans ses yeux, je pourrais y passer la vie. Il parait d'amour, comme il part des voitures. Et moi je suis veut, il me je crois tout ce qu'il dit. Il me je crois tout ce qu'il dit. Oh oui. Auzi, parcă-s la teatru. Ça passe en deux temps, si je me dire je t'aime. Dragii mei, de această muzicuță franceză, vă zic, noapte bune, mulțumesc că ați fost cu Dora Show. Florile nu sunt pentru Victoria Lungu, sunt pentru Inuța Golbaisu. Ceau! Eu îți dar bune, Iurăcica! Inăcica! C'est pas vrai, c'est ces soirées, mais moi j'y crois. Mon bac à
disperiat.